Moab, astăzi o nouă victorie 4-2 cu Vaduz. Da, a fost un meci bun de pregătire după încărcare care avem de antrenamentele și a fost iar o probă, un antrenament bun. Cred că ne-am și noi, cum am zis, rămânem la fel, cu pregătire bună și speram următorul meci. Nea Sorin spunea că ai exersat mult la antrenamente ca să reușești o astfel de bijuterie. Lasă că nu, m-am certat mult acolo când am dat atunci meciul cu, nu știu, că a fost cu, nu am amintesc acum, am dat slab și m-a zis, l-am zis eu că pentru ce fac la antrenamentele lovitura, că unde e important e la meci, știi? Și acum, uite-te, acum, după am dat și l-am dedicat, că știam că dacă nu se supără cu mine. Dar chiar exersați la antrenamente loviturile libere? Am văzut două goluri din lovitură liberă, ambele spectaculoase. Da, și Matei a dat foarte bine. E un altfel de lovitură, dar pe urmă a fost super amândoi goluri. Sincer, nu prea exersis, că... Bine, lovitura e la, știi, bine, câteodată te ies, câteodată nu, asta este, dar de data asta a ieșit, am dat gol, am ajutat echipa și asta a fost frumos. În primele două meciuri am arătat o extraordinară forță ofensivă, 4-1 cu Scandembeu, acum 4-2 cu Vaduz. Va fi asta punctul forte al Universității în Craiova în campionatul care stă să înceapă? Bine, noi tot timpul ca atacanți, și vorbesc în numele atacanți, tot timpul încercăm să ajutăm pe echipa, să dăm ce mai multe goluri, să luăm victorie. Asta e clar, asta e bine, asta e miseria noastră și pe urmă asta e. Cred că și în apărare, cred că de acolo începe tot, că și de apărare suntem, bine, am făcut așa câteva greșeale, dar cred că urma pe ei. Nu trebuie să dăm prea importanță, trebuie să învățăm de ei, dar cu încărcare, cu bosale și asta poate feri, dar pentru asta sunt meciurile astea de pregătire, pentru să învățăm și să încercăm noi ca atacanți, sperăm să fie așa și în campionat, asta e important. În următoarele meciuri amicale vom întâlni Ludogoreț și Dinamo Kiev în ultimele două meciuri. Tot 4 goluri? Uite-te, jur că vorbeam acum cu Ternacov, cred că ala, învățam de ea, nu știu, și pe apărare, și pe suporteri și de tot. Speram să fim așa, noi încercam, asta e sigur, tot timpul încercam. Speram să ne pregătim iară bine și speram să fi. E clar că poate fi altceva, alt adversar, dar noi încercăm să facem tot posibil și vedem cum iese și sperăm să iese la fel de bine. Felicitări, Taher, pentru joc. Mulțumesc.